Am întrebat, de ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? De ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? Pentru că de ani de zile, pocăiților le-a fost dor să se uite la păcatele lumii. Și le-au practicat. Unii pe ascuns, unii pe față. Și-au tânjit după tot ceea ce este erotic și tot ceea ce este senzual. Și dacă nu mă credeți, vă rog să vă uitați pe pozele de Facebook a pocăiților. Uitați-vă pe pozele de Facebook a pocăiților. Știți ce veți vedea? Îi veți vedea la rugăciune? Veți vedea cu Biblia în față? Ei veți vedea ba la munte, ba la mare, ba la piscină, ba dezbrăcați într-un fel sau altul. De ani de zile, ce se cuvenea lui Dumnezeu ca trupul să fie templul Duhului Sfânt, a fost transformat într-un instrument de incitare a privirilor. De ani de zile, venirea la casa lui Dumnezeu a fost înlocuită de mulți cu mersul în alte părți. Și pentru că idolii aceștia, reprezentați în trecut de Baal și Astarteia, de tot ceea ce este pervers și tot ceea ce este imoral, au revenit în vremea noastră, frați și surori. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în America un om care sodomizează America. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile la Bruxelles oameni care sodomizează Europa. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în România un președinte care vrea să sodomizeze România. A pierdut Dumnezeu controlul? Nu. Dumnezeu spune, după asta umblați, după asta tânjiți, atunci asta primiți. Și la ora actuală, lumea stă să cadă sub mâna acestor oameni. De ce? Pentru că nouă ni s-a îndreptat inima spre lucrurile lumii. Și în loc să-i dăm lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, i-am luat lucrurile care se cuvin lui Dumnezeu și le-am dat lumii și păcatului. Și când Domnul Iisus a spus, dați cezarului ce este a cezarului și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce este a lui Dumnezeu? În tine avem viața, ființa și mișcarea. În tine toate izvoarele noastre, în tine avem lumina, prin lumina ta vedem lumina. Doamne, de la tine a venit totul și tu ești totul. Și ție ți se cuvine totul.